Bine v-a regăsit, stimați telespectatori! Sunt Vasile Avrămiuc și mă bucur că sunteți din nou la emisiunea Vorbește Liber, în care vom aborda astăzi despre libertatea de exprimare. Întreaga omenire civilizată este bulversată, este năucită și profund indignată de atacul mârșav care a îndoliat leagănul culturii civilizației și culturii europene, care este Franța. Fundamentaliști rudimentari, orbiți de dogme anacronice, educați în laboratoare obscurantiste a unei lumi rupte de realități în mileniul 3, neînțelegând generozitatea poporului francez de a respecta drepturile oamenilor de orice culoare, etnie sau religie, au spurcat prin crimele lor un spațiu european aproape sacru. Europa este descumpărită, dar solidară. Elita autorităților mondiale, nenumărați șefi de state și de guverne, au venit duminică la locul groaznicilor fapte într-un demers fără precedent în istoria omenirii, acela de a manifesta împotriva terorismului. Îmi imaginez cu câtă satisfacție sadică au privit această întâlnire grupările fanatice de teroriști primitivi, care cred că una din principalele libertăți ale omului este aceea de a apăsa pe trăgașul Kalașnikovului și să reducă la tăcere libera exprimare. Milioane de oameni educați și-au exprimat indignarea și îngrijorarea față de cruzimea acestor fiare cu chip uman care amenință libertatea expresiei. Dacă privim retrospectiv, constatăm că și la noi în țară au existat atentate la libertate de exprimare, nu chiar cu mitraliera, ci cu implicarea grosolană a fostului președinte. Cine nu-și amintește despre violența verbală cu care Traian Băsescu ataca ziariștii din presa scrisă sau din televiziuni? Vă mi-amintiți de țiganca împuțită căreia grobianul personaj i-a furat telefonul? Dar când același mitocan o invita pe o ziaristă să se întindă pe masă ca să-i arate el cum se dă primul al ajutor, apoi cum o ciupea și trengărește de obraz pe o altă jurnalistă spunându-i doct că orice întrebare trebuie să aibă și o doză de inteligență, de parcă respectiva ziaristă era o loază rămasă repetentă în clasa a doua. Agresivitatea și comportamentul gregar al președintului jucător față de o parte a presii a fost trecută însă cu vedere de cei îndrituiți să-i taie elanul mârlănesc împotriva libertății de exprimare. Vă cer eu, președintele ales al României, să faceți un efort și să nu vă uitați o săptămână la antene. Urla bezmeticul jucător pe aproape toate televiziunile, aplaudat, culmea, chiar de unii ziariști. Toată această glumă sinistră a istoriei contemporane, Traian Băsescu, asimila presa cu pericolul la siguranța națională. Cei care au îndrăznit pe atunci să-l contrabată pe Zurbagiu cu argumente certe au fost puși la zid atât de despot cât și de slujile sale de la unele ziare și televiziuni. Parcă-i văd pe colonelul Turcescu, pe Andreea Pora, Mircea Marian, Dan Androchin, Ion Cristoiu, dar și cel care ne sfătuiește să iubim România în fiecare zi, Rareș Bogdan, aruncând gălezi de zoaie prezidențială în capul celor care își permiteau să se exprime liber. Culme este că unii dintre cei care au susținut demersurile diabolice ale tiranului de a pune pumnul în gura presei potrivnice sieși au fost cocoțați în funcție de mari demnitate ca judecători pe la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe la DNA, DICOT și chiar la Curtea Constituțională. Dar să revenim la imensul marș al solidarității care s-a desfășurat duminică la Paris. Făcând referire la acest eveniment planetar, ilustru Radu Banciu și-a manifestat indignarea că proștii de români nu au ieșit și ei pe bulevardele Bucureștilor. Auzi, bă, tată, dar când Băsescu îi îndemna pe români și îi instiga împotriva celor care îi condamna apucăturile despotice, de ce n-a ieșit în stradă să apere libertatea de exprimare?
ori poate crezi și ești convins că doar tu ai libertatea de a ne face pe toți proști, analfabeți și needucați. Dar nu numai Aldi Radu, Banciu, Rareș, Bogdan, Turcescu și alți ziariști aserviți nu au făcut niciun gest, ci și unii din elita politică, precum Cristian Preda, Monica Macovei, cei doi ungureni, MRU și TRU, au tăcut mâlc. Mai mult, nicio personalitate din Uniunea Europeană nu a luat o atitudine față de pornirea gregară a președintelui României împotriva ziariștilor care aduceau în fața opiniei publice matrapa zlâcurile sale, ale familiei sale și a mafiei din jurul său. Acolo, în capitala civilizației europene, niște ziariști temerari au fost asasinați de fanatici a unui dogmi străini de la lumii civilizate. Aici la noi însă nu de mult un conațional pretins creștin se căznea să sufoce o parte din presă, dar omenirea modernă și civilizată au tăcut. Dacă Banci era supărat că proștii de români nu au ieșit în stradă, odată cu milioanele de oameni din Paris, chiar în acea zi a Marșului Mondial, niște zevzeci au făcut notă total discordantă, coborând în metrou și umblând în durligi pe sub pământ. Un mucalist spunea că acești teribiliști, până nu de mult, nu aveau fund în pantaloni, iar acum nu au pantaloni pe fund. Revenind la strictă actualitate, mai ieri, șeful SRI, domnul George Maier, spunea că serviciile noastre au dejucat unele intenții ale teroriștilor, declarații care au declanșat sarcasmul polivalentului Mircea Badea. Ne întrebăm și noi cum își permite SRI-ul să nu raporteze domnului Mircea Badea despre cum ar fi expulzat din țară suspecți de terorism. Cum își permite acest serviciu să nu îi aducă documente domnului Badea, să știe el exact care sunt metodele cu care luptă SRI împotriva terorismului. Stimați telespectatori, există un consens politic privind alocarea de 2% din PIB pentru apărarea țării. Specialiștii spun că asta sumează cam 1 miliard de euro. Deci, stimați telespectatori, pentru 1 miliard de euro, pentru numai 1 miliard de euro, a trebuit un consens național al politicienilor. Dar acum câțiva ani, când Băsescu a promovat 20 de miliarde, a cui aprobare a avut-o? Măcar a Parlamentului, să spunem, nu și a tuturor partidelor politici. Hai că n-a avut-o, dar oameni buni, de unde-s banii? Știți dumneavoastră cumva? Dacă știți cumva, vă rog să-mi telefonați până săptămâna viitoare, când ne vom revedea. Până atunci, să auzim numai de bine.